Hei, salut internet! Cum se face treaba asta? Stai 10 oameni la mea, adios! Da, deci, oameni buni care vă uitați chiar acum la noi pe YouTube, clipul ăsta undeva în 13.000 de view-uri, zic că ajungem. V-am spus că o să aducem și invitați la această serie, ca să zic așa. Mi-ați scris în comentarii foarte mult că îl vreți pe omul ăsta, însă Shelly nu mi-a răspuns la telefon, n-am numărul lui Abitalent și iată... Narcisa Suciu era plecată și ea și ultima variantă. Și ultima variantă. Eram și eu radio pe aici. Chiar pe tine te-au cerut oamenii cel mai mult. Văzut. Ai primit... urmărești comentariile. Credeam că mă minți și... Așadar, Ine Gavelul lui George Tănase aici. Mulțumesc! Colegul și prietenul meu, Ionuț Rusu, sau vloggerei, cum îi spune lumea pe stradă când mergem în benzinărie și îl țin oameni de vorbă. Mamă, nu mi-aminte. Am făcut această miniserie pentru că mi se pare mișto să auzim povestea oamenilor pe care îi urmăresc pe lumea pe YouTube sau nu numai din industria muzicală de oriunde. O să mai aducem invitați, dar tu ești primul, că na, ești și aici. E de sacrificiu cumva, adică ești tampon. Și arăt, ține cu un tampon. Știi, Airways. Airways-i gumă. Vreau să ne povestești un pic cum ai ajuns tu să faci sketch-uri, să faci umor, să ajungi la radio. Eu știu povestea, Ionuț are chiar o poveste foarte interesantă, dar sunt sigur că mulți oameni nu știu. Așa că, dragule, te rog frumos, povestește-ne. Ideea e când am plecat din orfelinat. Sare peste partea cu orfelinatul. Dacă tot așa mă întrebam. Eu am cunoscut părinții și clar e înfiat, da? Să... M-am înfiat la timp, am apucat sau. Cât să nu-și dai seama. Da, o luăm de unde? De la... Nu știu, de când te-ai gândit să... Eu îmi doream oarecum de mic să fac chestia asta. Dar mi-am oprit ambiția asta că tai era polițist și parcă îmi doream să devin ca ei. Băi, eu sunt fiu polițist. Nu, sunt, ai văzut. Tu nu ești toamne, dar tu ești o forță brută. Pe polițist în cluburi. Tu ești un gigant. Te-aș vedea într-o intersecție. Să-l bate jocul meu. Hai bă, du-te. Ia fă un pic. Cum se... Wow. Dar iau mâna ca mine, că eu chiar așa mici mâna. Zici că ai un handicap locomotor la mână. Eu zic că merge în mâini. Sunt foarte curios cum faci laba. Dar hai să... E, și eu. Dar nu e atât de multă mișcare. E. Bun, deci la 18 ani am plecat la facultate și m-am dus la Cluj și țin minte că atunci Bendeac făcea ceva casting. Era un fel de casting care era pe TV în care te filmai tu făcând un personaj de-a lui și câștigai o zi la filmare cu el. Eu bineînțeles că am înțeles-o altfel, că eram... Mamă, fac și dacă câștig sunt în echipa lui, nu mai, deci pe viață. Și am făcut, m-am filmat cu telefonul. Și pe cine ai imitat? Pe Dinescu, frate. Băi, o chestie, înțelegi? Nu, nici mai țin minte, era un personaj mai vechi. Și îl imitasem pe Dinescu și mi-a scris cineva de la antenă. De la el, o, felicitări, eu nu ți-ai câștigat. Mamă, frate, gata-s, bogat. Am început să le dau mâie la toți. Du-te, bă, știu unde-s eu. Și am plecat de la Cluj într-o zi. Mi-am luat liber de la facultate. De la fără prevență. Și am plecat de la Cluj la București, am făcut mult, adică am făcut o grămadă de timp. Și când am ajuns mi-am dat seama că eram 30 de câștigători, practic toți care trebuie să eram, deci nu era nimic special, știi? Eu am crezut că eu ceva special, eram o grămadă. Tu ai pățit cum am pățit eu, mă, când am crezut că am câștigat la Gazeta Sportului un Renault Symbol acum mulți ani. Am câștigat un Renault Symbol, dar era magnet de frigider. Și eu pentru 2 ore am crezut că am câștigat un Renault Symbol nou și nu mai fac facultate, că pe vremea aia zici că era X5. Acest clip este tot de de și de Airways. De tampoanele Airways. A, Always, măi, erau tampoane. Da, am... Cum ar fi să-ți bagi Airways la ustură în alt timp? Bă, da, ar fi ventolat. Cu două din aia. Pentru că știi că va fi activitate. Atunci, da. Bun, și am venit aici, mi-am dat seama că sunt între cei 30. Eram cel mai timid om din lume, efectiv, nu aveam curaj să vorbesc cu Bender. Nu ca acum când ești acum la fel. Acum când îi zic, bă, dar mai juram. Scuze. N-am vorbit absolut nimic cu el, la finalul zilei am întrebat, când începem treaba? Și erau ce treabă? Chist, filmări, una alta, nu? Ce frate, e o zi de filmare, ai avut șansa să stai pe platou atât. Nu, mi-am sunat familia, am făcut deja credit. Trebuie să ne pun, n-are cum să se întâmple asta. Și am primit o umbrelă. Pentru când vei dormi în stradă și va ploua. Un ghiozdan. În care să-ți ții hainele toate. Și un poster. Autograf. A cui? Îl vedea. Ah, ok. Și l-ai și acum, nu? Și acum, tot pe strat. Deasupra patului. M-am întors acasă spășit, dar n-am recunoscut. Era lumea aia. Și când încep, bă, nu trebuie să mă spui. Adică am negociat, am una alta, trebuie să mă suni. Mi-au zis că sunt foarte bun. M-am întors la Cluj, la facultate, am făcut-o, bla, bla, bla. După care am venit acasă, am lucrat într-o bancă. La 50 de km distanță de casă. M-am angajat la asigurări de viață. Adică, practic, în Piatra Neamț, unde era bancă? Notor Heiu Secuiesc. Nu vrei să știi cum era să lucrezi în Notor Heiu Secuiesc. Eram singurul român din totul. Jur că eram. Eu am gluma că eram singurul din Gheorghen, dar din Notor Heiu eram chiar singurul român. Eu ne știam prea bine maghiar în momentul ăla. Și lucram cu unguri, efectiv. Veneau și nu cred. Toți colegii mei erau unguri și eu vorbeam română și... Făceai asigurări? Da, făceam asigurări. Deci dacă am nevoie de acum, poți să mai faci o asigurări? Nu, eram cel mai prost agent. Nu convingeam pe nimeni, mai degrabă îi duceam în jos. Ei erau...
aceeași când ajungeam aici, după aia erau, bă, nu. Știți că nu merită, că e sus cu clauze foarte multe. Bănuiesc că știe toată lumea că la asigurări, dacă îți faci de viață, de exemplu, trebuie să mori într-un anumit fel. Da, nu poți să mori cum vrei. Era o moarte dacă te arunci de pe pod. Nu funcționa. Bine, dar suicidul nu merge, mă, la asigurări oricum. Niște tipuri de suicid erau acolo. Adică... Gen spânzurătoare, parcă mergea cu asta. Deci, dacă vreți să vă sinucideți vreodată și aveți asigurare... În principiu nu o faceți. Dar dacă totuși o faceți... În caz că da, sunteți nevoit și asigurarea mare, na. Deci am lucrat în asigurări undeva la 5 luni. Îmi promiseseră că mă fac manager, că îmi fac mie secție la Gheorghen, la mine, unde nu era, știi? Chiar îmi făcuseră un birou la Gheorghen, unde eram manager, dar eram singur în birou. Era cum să nu fiu manager când era singur rol. Și manager și subaltern era. Și nu intra nimeni. Efectiv, nu venea nimeni niciodată, nu conveneam pe nimeni. Sunat un potențial client, prieten de familie. Da, mă interesează. Când să revin cu un telefon? Peste 3 ani, dacă puteți. Exact așa merge. Bun, după chestia asta am făcut permisul de tir, că tecnul tot îmbrădea dacă am să fac permisul de tir, că nu cere de mâncare. Având o carieră în altceva, știi, adică... Dar de ce să fac manager, asta? Bă! Eu-s manager la mine, păi plantați. Am făcut permisul de tir, după ce am făcut o cursă cu el sau două, m-am trimis singur până în Germania, efectiv, cu un tir. Pe mine. Uitați pe la mine. Nu știu dacă voi înțelegeți că Ionuț, cum îl vedeți voi aici, a fost șofer. Pe tir. Șoferim, spus. A fost un băiat care conducea tirul. Care a fost lăsat să conducă un tir. Și cum a fost drumul până în Germania? Vai, nu vrei să știi. Am mers cu 40 până la graniță. Toți mă înjurau în spate. Aveam mașină de Ungaria. Mă înjurau în spate. Prin... Că aveam stația pornită. Eram și prost. Era, mamă, morți! Mă făceau cuvântul cu bud. Imaginez că Bosgor nu boule, nu? Da, Bosgor. Și eu mergeam, nu mergeam la consum. Ei aveau impresia că eu mă duc la consum că-s gârcit. Dar eu mergeam la frică, mă pușeam. Tu care nici nu ești gârcit de fel. Dar nu era consumul meu, era patronul. Ca o mică paranteză, ca să înțelegeți. Ionuț este efectiv cel mai zgârcit om pe care l-am cunoscut în viața mea. Cel mai cumpătat. O să spun toată viața povestea asta. Zic, hai mă să-l duc pe ăsta să mănânce și el ceva frumos la un restaurant italienesc. Și ce a cerut Ionuț la restaurantul italienesc? Mici cu muștar. Asta a cerut Ionuț la restaurantul italienesc. Era singură la 15 lei. Pizza era 35 de lei. Eram obișnuit cu pizza de la mine, 12 lei. Și te-ai dus în Germania, mergeai încet? În Austria mi s-a stricat GPS-ul. Oh! Și atunci cu roaming te costa 10 euro, 5 minute de net. Tu și aveai o hartă? Abia mă descurcam cu GPS-ul. Mi s-a stricat GPS-ul și am zis, tăi, mi s-a stricat GPS-ul. Ce dă-i reset? I-a dus în reset, i-am dat. Păi și ce să-ți fac? Nu știu. Copilul tău, am 21 de ani. Fă ceva! Mi-am închis telefonul, mi-am dat te descurci. Cred că 4 ore am plâns. Am plâns pe bune. Nu știam ce să fac, aveam dita mai tirul de 40 de tone. Știam pe ce drum să o iau, efectiv. Și la granița cu Franța, adică nu eram în Germania, undeva aproape de Austria. Și mi-am luat o hartă din benzinărie și am mers după hartă. Și am nimerit, frate. Stai puțin, și atunci a fost faza când ai blocat toate străzile din Berlin? Mai au fost la a treia cursă. Iartă-mă pe mine. După cursa asta n-am mai mers în nicio cursă, am intrat în depresie. Am avut o cursă, am plecat la Iași, de la Iași trebuia să merg în Austria. Dar trebuia să trec din nou pe acasă, știi? Am încărcat la ea și trebuia să trec pe acasă și l-am sunat pe tecnic și a instat, am mâncat ceva stricat la... Eu știu unde și vomit mereu, am toxic infecție. Tu poți să mergi tu în locul meu? Dacă nu să prins, e... După aia am început să merg în Italia și în Germania cu tirul. Și atunci s-a întâmplat asta, că am blocat intersecția în Berlin. Am blocat toată strada din Berlin. Poliția m-a ajutat, au fost foarte mișto polițiștii. Adică tu practic ai pus, cum ar veni tirul, l-ai pus de-a curmezișul, nu? Da, l-am pus. Deci trebuia să-l bag într-o... pe drum. Da, uite, de exemplu aici intrarea în rampă. Și am pus tirul pe drum așa, pe șase benzi, șase benzi erau. Și am pus așa și nu mai puteam să intri. Tu stai să ce s-a întâmplat dacă asta făceai în București? Vai de cap. Cred că te linșau. Dar și acolo au început la un moment dat. La un moment dat am simțit cum un neamț o învăța morții mătii, efectiv. Era s-a uitat pe Google Translate, a morții mătii! E corect. Și a venit poliția, frate, și au adus un om să mă ghideze. Și îmi făceau cu vreo 6 oameni în jurul meu și era ai, și îmi făceau cum să învârt de volan, efectiv atât de prost era. Și l-am băgat în 45 de minute, l-am băgat. Toată circulația din Berlin. Aș face și la sex, să știți, în 45 de minute. Atunci o fac, tot cu oameni care zic, hai, dă-i. E ok, lasă așa. Mamă, au fost niște momente... Și mai zic când ai venit fără prelata aia sau cum se cheamă? Ultima cursă a fost asta. După aia l-am dat afară. După aia gata. Exact înainte să vin la București la Umor, m-a sunat patronul și mi-a zis, vrei să faci un curs, nu știu ce, o lună și ceva. Și zic, nu. No, God, please, no! Tata tău a zis că vrei. Înseamnă că vreau. Înseamnă că vreau, dacă... Și mi-a zis, vezi că îți dau vagon nou. Zic, perfect, super. Cum adică vagon? Adică ăla din spate? Da, ăla nou. Te duse vreo 30 ceva de mii de euro. Și mi-a zis, bă, nu-mi da. Dar nu, că deja am încredere. Bă, nu, să n-ai. Mine după 5 ani poți să prinzi, dar ușor. Și mi-a dat vagonul nou. Și în Austria, după ce am descărcat, era noapte și așa, după ce descarci trebuie să lași niște perne de aer ca să nu rămână vagonul super sus. El se ridică atunci când descarci, știi? Trebuie să lași jos perne de aer și eu nu spind, eram de aer. Și am plecat și văd un copac la un moment dat care era cam jos și cu crengi din alea puternice. Și a zis, acolo! Și a zis, bă, hai să încercăm, ce poate să meargă prost?
Și mergeam pe autostradă și îmi văd că flutură ceva ca o mantie în spatele tirului. Zic, mamă, băi, mă simt super rău, Batman, Batmobile. Era un zbor. Prelatele, m-am băgat în parcare și am văzut prelatele. Vai, vai de capul. Am sperat că-i vis, îți jur, m-am ciupit vreo oră. Zic, nu se poate, e vis, n-am cum, e un coșmar. Nu era coșmar. E de sus vagonul omului? Da, prelata de deasupra. Pe ce ai făcut? M-am pe tata. O bărbat adevărat? Cam, da, deja când sunam, știi? Ce ai făcut? Tata, zi. Zi. Care-i faza? Și zic, cred că am rupt prelata. Crezi sau ai rupt? Am rupt. Du-te, lipește-o ceva. Habar n-am cu ce să lipesc, nu poți mă urc acolo. Cum da, te-ai urcat? Da, a doua zi m-am culcat și a doua zi am trecut strada pe autostradă, am sărit un gard, eram mașinile, mă claxonau, dai seama, strici autostrada pe cealaltă parte și scoci și dubla de ziua. Și am cumpărat-o și a doua zi eram urcat pe tir singur din parcare. Și Airways, o mai luat. Și Airways, am luat. Și... Se uitau toți cei la șoferi de tir cum eu mă urc, în Germania n-ai voie să faci chestia. Păi asta vreau zic, că știam că n-ai voie să urci pe tir. Da, e ilegal să faci chestia asta, că te rănești, nu știu ce. Și eu eram singur pe tir, fără nicio protecție, eram urcat pe schele și lipeam scoci. Și vine un om și zice, ce ai faci noi acum? Lipesc prelata, știi cum se mai întâmplă. N-ai pățit să o rup în două? Bă, nu. Da, eu am pățit. Aoleu. Și lipeam prelata, ca prost și zice, stai să-ți dau eu o cască. Știu. Măcar să, dacă mori, ai asigurare? Unde ai întrebare că dacă ți-ai făcut asigurare? Era voie să mori așa. Și am verificat înainte. Ai voie când lipești scoci pe tir. Mă urcase, nu știu ce lipisem pe catul ăla. Aveam, știi cum era vagonul? Mamă, zici că erau hainele din ziua de astăzi. Era tot peticit. Și colegii mei, am zis unuia că bă, am cam rupt pe data. Asta e mișto la tiriș, că exagerează pe orice. Și am zis unuia că am rupt pe data. Și de acolo, din vorbă în vorbă, prin viu grai, patronul a aflat că eu nu mai am vagon, că l-am lăsat într-o râpă. Nu mai are acoperiș, nu mai are ușă, nu mai are roți. Și tu ai zis, taică-tu și ai să nu spune sau gen? Da, mai e o fază pe care te-ai cărat, așa au zis-o. Am sărit din tren la un moment dat. Ei, state, nu spune nimănui că o să râd, dar nu mă stai niște. A doua zi tot orașul, cascadorul! Bă, 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 ce face cascadorul nostru? E? Mamă, dar prost ești! Da, zi-mi ce a zis patronul de... Ce ai făcut noi? Și zic, am rupt prelata. A, doar prelata? Vre, cum ți-ai aștepta la mai mult de la mine? Doar prelata? Poți mai mult? Eu, da, zic, da, doar prelata. Că au zis colegii că nu știu ce, e vagon, nu mai ai, că e urmată din capul tractorii lăsat într-o râpă. Și zic, da, nu, chiar, tot așa să mesajul. Când am venit, știu că m-am ocupat eu de asigurare, știi, am umblat o grămadă. Noroc avea casco, că altfel, vai de capul meu ce-mi dura. Încă munceai pentru prelata aia. Încă și acum, cred că mai dădeam rate. Bun, și după aia, cum ai terminat-o cu tirul? Am terminat-o când am venit la București, la Umor. Înainte mai fusesem la o emisiune TV. Poți zici care, la Cronica? La Cronica, cred că la da. Dusem un casting și eram liber mult timp, că na, erau sezoanele scurte și eu mergeam pe tir, nu eram liber. Bun, am venit la Umor. Dar aici mai e o fază pe care n-am mai zis-o nicăieri. Oh! Da, da, este bun. Am venit, am dat castingul și m-am mutat cu un prieten, cu Coco. Cu Coco, da, da. Și am vrut să începem un business împreună. Cu ăla, cu aia, cum se cheamă? Cu Carota, da. Avea Coco niște idei de business. Cine care Coco, știți, Coco Marinescu? El mereu are idei de business foarte bune. Un om cu viziune. Îi merge, bine, e forță pe business. Zice Coco, n-are cum să dea grupe. Îmi place că el face calcul înainte la bani, știi? Facem 1000 de euro la casa asta, 2000 de euro, așa, 15.000 de euro pe om. Sigur, deschizi tu, deschizi eu, ce facem rețea mondială. Ca să înțeleagă toată lumea, Coco face calculele la best case scenario. Da, adică el tot timpul e la, dacă totul merge perfect și alinează planetele minunat, așa face calculele. Niciodată nu zice, bă, dar poate nu o să meargă chiar. Și am cumpărat o carotă. Habar n-aveam niciunul despre ce e vorba. Ce e aia carotă? Încă nu știu. A, okay, efectiv nici atunci nu. E o mașinărie care sparge pereți ca să bage aer condiționat și nu știu ce. Voi care în viața voastră n-ați făcut nimic de genul ăsta? Habar n-aveam ce uit. Cât costă? Bă, costa ceva și am luat-o la mâna a doua de la o combinație de lucruri. Și am început să mergem cu carotă. Am mers o dată la cineva. Ne-am spart tot peretele. Nu i-am spart că trebuie. I-am spart practic o parte a blocului. I-am făcut o cameră. What is this? There's something wrong with the house. Și s-a stricat. Acolo s-a stricat. La carota? Comandă, da. Păi, am băgat la bani, nu aveam niciun bani, niciunul. Zic, ce facem, frate? Și ai pe vremea când mergeați cu mașina aia care... Cu Mercedes A-Class, care se oprea în mijlocul drumului de fiecare dată. Și s-a oprit toată în ferentari, nu mai o știam. Am știut cum scap. Run, bitch! Run! Și s-a stricat carota, am luat împrumut bani să o reparăm. Nu era ieftin, nebunesc. Nu era scump totul. Omul ăla a rămas cu peretele, făcut praf, a trebuit să-i căutăm noi altă carotă. Vai de cap, nu știam să o folosim efectiv. O mai vezi? Dar de tot, am înțeles. După faza asta am început să fac clipuri mai multe. Tu făceai clipuri înainte de Umor? Da. Doar că nu le vedea nimeni. Exact, timpul cătătașilor am început să fac așa sporadic, odată la o lună. E filmat cu Sagem, cu ultimul telefon posibil. Și na, mai făceau câte 1000 de view-uri. 1000 era viral atunci, adică când făceam 1000 nu suna familia. Între tir, Cârcotași, a apărut Ai Umorul. Unde n-am vrut să mă duc, inițial. Mersesem la Umor cu Tănase în primul sezon. Și mai stăteam pe acolo, pe la țigară cu
Regina. Dar stai puțin, Tănase a fost nu a fost în același sezon cu tine? Nu, nu. A, dar eu din câte știu ce a făcut Tănase în finală, voiai să o faci tu inițial, nu? Inițial, da, și ai zis că ai făcut tu. După aia a fost foarte tare așa. Momentul când George Tănase a făcut în finală la Umor. Mi s-a părut foarte bun moment și ți-am și zis. Da, da, genial. Eu am crezut că o să câștige. Bă, și eu la fel, dar mi se pare că eu era un pic prea sus ca să câștige. Când a făcut în oglindă, a imitat jurații și, și da. Foarte, foarte tare. Mă doare fix în ce ai venit tu aici. Ce ai voie tu să faci, de fapt? Eu voiam să-l imit pe Bendeacă și am zis că, băi, fă-l tu, că ești tu acum și după aia o să văd eu ce să faci. Și când am mers eu am vrut să fac alt moment. Am vrut să fac Carla Zin, nu știu ce. Înainte cu două zile mi-a zis regizorul, băi, nu-mi face mă, că mi se pare amuzant, că eu postasem asta cu două zile înainte pe net. Și zic, da, dar nu, am încredere. Băi, te rog, hai. Aparent a fost o decizie bună să fac asta. A fost bombă eu când am văzut, când m-am uitat, chiar am văzut emisiunea, m-am pișat pe mine de râs, adică nu-mi venea să cred, eram, Doamne, Dumnezeule, cât de amuzant. Îngerașul meu, care t-am dat la Dumnezeu, eu sunt mic, dar sabia-i mare, eu sunt slab, dar am valoare. Și după aia, în finală, mă rog, aia acolo. Boom, down. În continuare, e cel mai vizionat clip, ai umor? Cred că da. Cred că da, că te uiți în fiecare seară. Da, e ce îmi place așa, știi, când oarecum te detașezi, dar toți facem asta, știi? Cred că da, nici nu mai știu, adică mă spune 765.234. Tu nu te-ai întrecut micuțul? Păi stai că lui a fost șters după aia. Era undeva la vreo 1 milion și ceva sau 2 milioane și a fost șters. Tu le iei de report. Da, da, am tot băgat. Ca să... Religie, lăsați popii în pace, YouTube, blasfemie. Deci ai, s-a terminat cu ai umorul și... După aia ai murit de foame încă câți ani? Încă vreo an am murit de foame. Și am început să fac show-uri cu Neuronul și cu Priză. În perioada aia ne-am cunoscut noi. Când te-ai apucat tu de show-urile astea, ne-am cunoscut noi. La mijlocul. Da. Am început show-urile în ianuarie și noi ne-am cunoscut în martie-aprilie. Da, am început să fac niște show-ulețe, una alta, clipuri. Am început să fac vreo două reclame la din astea pe 7 lei. Culmea, cel mai vizualizat clip al meu a fost prima reclamă pe care am făcut-o. 13 milioane jumate pe Facebook. Ma. Și vreo 3.300.000 pe YouTube. And the Oscar goes to. Apoi am început alte show-uri cu alte în alte grupare, cu Rux, cu Tănase, cu. Ah, că ați făcut turneu, ai umor și ați da, nenorocit peste tot, au venit o grămadă de oameni care ați dezamăgit, dar mă rog, nu contează, că e important de că au venit. Am scris în afiș mic, atenție, dezamăgire de steluțe din aia. E foarte, foarte complicată treaba asta, pentru că ei ce au făcut a fost un lucru extraordinar de greu. Noi, comedianții ceilalți, în principiu, noi am trecut prin open mic-uri, tot felul de încercări, cu oameni puțini în public, am greșit, am dat-o în bară. Și după aia ei s-au apucat să facă turneu național. Cu așteptări super mare. Ei, nefiind experimentați în stand-up, ei neștiind cum să facă treaba asta, și aveau câte 6 sau 700 de oameni care au venit cu plătit de bilet și cu așteptări. Că, de exemplu, uite, când am început eu și făceam deschidere lui Teo sau lui Bordă, Costel, oamenii nu sunt acolo pentru tine. Eu am plătit un bilet să-l vadă pe Costel, de exemplu, dau și ție 10 minute în deschidere sau 15 minute. Dacă tot dai în bară, nu-i pasă nimănui, pentru că oricum nu erau pentru tine. Dar la ei n-a fost așa, ei s-au dus și 700 de oameni, dacă erau în sală, 700 de oameni au plătit bilet să-i vadă pe ei. Și dacă ei nu dădeau bine și nici n-aveau cum să o dea foarte bine, pentru că n-aveau cum să știe cum să facă asta. Eram boboci. Da, și e mai greu decât pare. Da, adică... îți dai seama că eram într-un punct. Știi că teama cea mai mare a unui om este de vorbit în public, după aia e moartea. Da, exact. Adică e un studiu făcut, oamenilor le frică mai mult să vorbească în public decât să moară. N-aș fi făcut-o poate acum, dacă... Ai făcut-o pentru bani, ca da, să... Da, era în situație financiară, că chiar n-aveam de unde să scoatem alte venituri. Vino să faci video chat. Micuțul a fost la umor, a fost mult mai avantajat din punctul ăsta de vedere, că era pregătit. Micuțul avea o carieră în spate, frate, el avea mult material, el avea cum a pățit alții. Uite, Naie, de exemplu, a dat boom la umor, dar el neavând după aia o oră de material când se ducea în spectacole, știi? Că, na, Micuțul când s-a dus, a rupt și după aia Micuțul avea 10 ani în spate de stand-up. Auzeam și atunci comentarii că ăștia la umor s-au dus și fac ei show-uri, că ăla e stand-up. Eu înțeleg, oamenii efectiv nu făceau bani, făceau milioane de view-uri, nu, pe net și... Degeaba! Au trebuit să cuantifice cumva treaba asta, mai ales că era o dorință foarte mare din partea publicului să-i vadă live. Da, eram și vreo 5 sau ceva de genul ăsta în frumos. Oricum au rupt show-urile alea distruse. Sălile. Da, fiind 5 câte unul mai, știi, nu mai zbugea. Păi bun, și după aia? Păi după aia a venit asta. Bine, că inițial era vorba cu Vidia, știi? Da, la noi aici cu Chisul a fost altă combinație, în sensul că noi îl voiam pe Ionut, noi ne-am gândit la asta, lui nu i-am spus, l-am luat să îl pregătim pentru un alt program, că noi știam că Sergiu vrea să plece și am zis să-l pregătim pe Ionut un pic. Să se familiarizeze, să vadă care-i treaba, cum se face, să nu aibă emoții la vorbit și nu știu ce. Însă Sergio a decis să plece un pic mai repede decât ne-am fi dorit noi și n-am mai avut timp ca eu nu să stea pe alt program și am zis, bă, n-ai ce faci, ai. Da, a venit oferta la Chis, am început, a fost încă e mișto, salariu, băi, e genial pe salariu
Cred că e cea mai lungă perioadă de salariat. Poți să mănânci, poți să faci chestii. Mănânc, da. A, uite, am omis o chestie din poveste, stai, chiar o chestie dramatică. Cum, asta n-am, chiar n-am, cred că n-am zis-o genul. Atenție! Doar, atenție, senza. Oare ce detaliu se... Ionuț Rusu ne va face mărturisiri șocante. Și acum apar pe ecran. Extra, da. Senzațional, nu știu. Bă, dacă nu e senzațional, te bat. Bă, dacă nu mă... Vreau să cad jos, eu știu. Nu, nu știu. Eu îmi doream să fac asta, știi? Mult. Ce? Să fac comedii. Nu știu cum se zice. Bine, voiam oarecum să... Umor. Umor, da, dar cu cineva într-un cadru organizat. Știi că pe atunci nu era net. Da. Și n-am, doream atât de mult și aveam o frustrare cât acumulată, încât am avut o perioadă, după ce am terminat facultatea, în care o țineam foarte mult în beții, dar în beții normale, în beții, gen... Depresive, gen. Vomitam în pat, știi? Adică era la modul ăsta. Da. Și mai țin minte că la un moment dat ăsta, era de un Crăciun, am venit la un Crăciun atât de beat acasă. Eram praf, mor de beat, am venit cu bocanci în mână, am venit pe jos, desculți. Cu bocanci în mână și a început să bat în ușă la 6 dimineața. Să bat ca Ștefan cel Mare la maică sa după luptă, știi? Penny. Și vine taică meu, deschide și zice: tătu, n-ai cheie? Și zic: bă, da. Și de ce n-ai discuit? Hai, lasă-mă de tine. Atunci mi-a ținut Ideanu, eram mort praf de beat. Și tot așa am ținut-o în beții din astea din cauza supărării astea, că nu fac ce-mi place. Ori făceam cu bani, ori cu tirul, nu-mi plăcea. Și de-aia oamenii trebuie să înțeleagă că e foarte important să faceți ceva ce vă place, deși sunt foarte puțini oameni care reușesc să ajungă în viață să facă ce le place. Ok, și dacă faci ce-ți place, tot e muncă și tot, da, te consumă, dar, și tot e oboseală, dar e mult mai ok decât când te duci și îți urăși job-ul. Și ți ține taicătul Vidianul la gură. Așa. Și m-au trimis email la psihiatru. Mi-a dat medicamente pentru chestia asta. You take the blue pill. You take the red pill. Serios, ai luat antidepresive? Da, antidepresive. Prima dată m-am dus la psiholog. Nu, păi asta deja nu mai e de... Și mi-am dat seama că, bă, sunt de psiholog. Ai luat psihiatru. Am luat psihiatru și am luat niște medicamente și țin minte că psihiatru îmi dăduse un număr de telefon al unui actor din Târgu Mureș ca să vorbesc cu el, să văd ce ar trebui să fac ca să dau la actorie. Asta era visul meu, să dau la actorie. Am dat la actorie. Am picat că nu eram bun pe dans. Ionuț, deși pare un om foarte dur și o rocă a comunității, el de fapt e foarte sensibil, se consumă așa în interior. E emoționez foarte rău. Da, e emotiv, e ca o panțeluță, e practic. Exteriorul minte, dar bătăile ce le vedeți la televizor. Chiar dacă îl vedeți prin cușca K1 când se bate și omoară pe aia, el să știți că de fapt nu e, dar acum pe bune. Și noi oamenii din jurul lui chiar știm lucrul ăsta și încercăm să-l... protejăm așa, să-l tratăm ca atare, adică îl lăsăm în treaba lui fără să... Da. N-a fost ușor. Și exact cum vă spuneam și de data trecută când v-am povestit despre cum am ajuns eu aici. Da, nu e ușor. N-a fost și primii ani în București, a fost grei. Na, nu mâncam neapărat. Bine, nici n-aveam nevoie, da? Asta zic. Știi la mine că dormeam cu gândaci și mă duceam la Mega, aveam banii când luam la un spectacol, 2 milioane sau cât îmi dădea. Da, frate, îi porționam și mergeam doar pe jos sau cu metrou, dar cu metrou când era necesar, adică la modul când chiar aveai... În rest, pe nașpa cu tramvai, eu așa mergeam. Da, cu autobuz mergeam, dar cu metrou, când, pentru că na, acolo nu mergea, trebuia să cumpere cartela, dar când trebuia efectiv dintr-un cartier în altul. Și na, nu era, că era 10-15 lei o cartieră de metrou, nu era o avere, să zici. Da, era, noi mai intram mai mult, știi că era schema aia când intrai mai mult. Da. Și ne prindea oia, suna alarma. Da, și am avut, uite, am dormit cu ploșnițe la un moment dat, asta a fost genial. Am dormit în cadă 4 zile, 4 nopți. Aveam atât de multe ploșnițe în pat, încât mă trezeam dimineața plin de mâncărimi, știi? Cap, nu. Și știi cum sunt alea? La lumină stau ascunse, băi, și când ai închis lumina, vai de cap, e invazie totală. Te distrug, îți distrug noaptea, nu poți să dormi, nu poți, în continuu e câte o mușcătură pe tine. Ploșnițe de pat, cele mai periculoase. Te acum suntem la radio împreună, facem sketch-uri împreună, facem stand-up împreună, chiar facem dragoste. Nu spune chiar tot. Le mulțumim oamenilor care vin la spectacole, care ne urmăresc, care ne plătesc. În primul rând. Chiar am ajuns să trăim o perioadă bună, dar a fost foarte, foarte multă muncă până aici. Păi da, uite, asta vorbeam, că e mișto că acum când merg în magazin, de exemplu, că nu pot să mint, pot să-mi iau ce vreau, știi? Da. Față de perioada aia, adică pot, de exemplu, dacă poftesc o ciocolată, nu? Mi-o iau acum, că da, pot să o iau, nu? I want it, I got it, I want it, I got it,
Nu știu dacă știi aici la mine, eu din când în când mai rup bucata asta cu cântat manele. Am văzut. Avem vreo jumătate de oră până acum, trebuie să mai edităm clip. Aveam noi aia pe care o cântam împreună. Da, care melodie? Aia cu... Puștoaică cu păr roșcat, în grea boală m-ai băgat. Am uitat și de nevastă, stau mereu plecat de acasă. Ja, nu, din nou. Mai puștai covro, mai zăpăcet, mai nebonet, nu mai gustit. Ai grijă, puștai covro, că ne-ți spun, nu te juca. Doar știi că sunt însorat, poate mă dai de velea. Când bate la ochi să știi, și orice ar fi, nevasta n-o voi părăsi. Și de nu vrei, n-ai încotro, îmi iau altă femeie, mai puștai covro, zile micuță. Asta a fost povestea lui Ionuț Rusu, vă mulțumesc mult că v-ați uitat, sper că ați rezistat până la final și nu uitați să-mi lăsați în comentarii pe cine vreți să aduc în episodul următor să vă spună povestea lui sau povestea ei de viață. V-am pupat, abonați-vă, dați subscribe și dați un like sau un share la filmuleț pentru că pe noi asta ne ajută foarte mult, noi cei care mai ne mai chinuim să mai facem și chestii pe online. Hai, v-am pupat și să fiți iubiți! Super cool!